Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum avem o piesă românească. ASF, adică Autoritatea de Supraveghere Financiară, instituția care ar trebui să supravegheze piața asigurărilor, dar care a supervizat netulburată 4 falimente de peste jumătate de miliarde euro în ultimii 10 ani, pagube pe care cetățenii le plătesc în cele din urmă. Deci, ASF pare să se fi transformat într-o colecție de familii fericite, angajate miraculos pe mii de lei sau mii de euro, sau zeci de mii de euro lunar, bani pe care și i-au trecut mulți dintre ei la secret, că de ce ar ști contribuabilii pe cine îngrașă. De altfel, bugetul acestei instituții este alcătuit în proporție de 84% din salariile angajaților. Adică pe salariile acestor privilegiați se duc 168 de milioane de lei anual din bugetul total de 199 de milioane. Cu alte cuvinte, ASF este o mașinărie foarte eficientă de colectat bani și împărțit bani la proprii angajați. În timp ce pentru funcționarea și pentru activitatea propriu-zisă de supraveghere, adică însă și rațiunea de existență a acestei instituții, mai rămâne o mică parte din buget, 16%. Deci, tot ce înseamnă funcționarea instituției, lumină, căldură, apă, mentenanță, investiții, reparații de calculatoare, cursuri de formare profesională, finanțarea controalelor a supravegherii efective, 16% din buget. Salarii, 84%. Asta să știi că mie îmi spune că sunt foarte eficienți. S-au organizat foarte bine. Dacă reușesc să cheltuie doar 16%, da, pe ce trebuie... Se poate și mai bine, tovarăș. Aș, da, vedea chiar 100% dacă s-ar putea. Practic să fie ASF, 100% din buget să fie numai pentru salarii. Iar partea cealaltă de 84% nu fac decât să pună bani în mișcare, nu? Așa am învățat. Da, exact. E păcat să-i păstrezi. Practic e o uriașă căpușă sinecuristică. Europa Liberă a făcut o anchetă minuțioasă pe subiectul angajărilor în familie de la ASF. Titlul acestei anchete, pe care vă recomand cu drag, descrie perfect situația. Rude ale unor politicieni, soții de directori și foști sereiști cu salarii la secret. Ani tace, adică Agenția Națională de Integritate tace, falimentele curg. Bun, falimentele curge. Agenția Națională de Integritate ar trebui să verifice, nu-i așa, integritatea persoanelor angajate pe bani publici, dar care a acceptat și refuză să explice de ce angajații ASF și-au trecut salariile la secret. Așa, ca o coincidență, dacă credeți în coincidențe, la ASF e angajată și soția președintelui Ani. Deci, cum spuneam, o familie mare fericită. La ce să mai publice salariile? Păi, în fond, șeful Ani știe ce salariu are nevasta, nu-i nevoie să fie publicat. Lista rudelor răspândite în sistem este incredibil de lungă, nu o să avem timp să vorbim de toate cazurile, dar menționăm doar câteva dintre fericitele rude angajate la ASF. Laura Chițoiu, fosta soție a ex-ministrului finanțelor, Daniel Chițoiu, care a primit postul de la ASF când soțul era ministru. Conform declarației de avere din 2022, consultată de Europa Liberă, Laura Chițoiu avea 3 contracte de muncă la ASF și Transgaz, unde veniturile sunt secrete, și la o firmă, Euro, nu știu ce. Cristina Zgonea, fosta soție a ex-președintelui Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a primit un loc la ASF când soțul era, nu-i așa, președinte la Cameră. Doamna Zgonea nu declară veniturile. Bogdan Weber, fiul șefului Comisiei Parlamentare de Control SIE, Mihai Weber. Acum, cu așa niște dependențe în sistem, rup controlele alea, sunt convins. Și la SIE și pe piața asigurărilor. Uh-huh. Practic, oamenii aceștia sunt totalmente independenți. Niciunul nu e agățat cu nimic. Un fost adjunct al directorului SRI, Viorel Voinescu, a primit și el un loc călduț la ASF. După ce a ieșit la pensie acum câțiva ani, pensie specială, desigur, și un salariu la fel de special. Mirela Caraman, nora Sirnei Caraman, fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, acum membru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar. Mirela Caraman a fost consilier al președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Laura Fârșirotu, fata fostului deputat PRM, Mircea Fârșirotu, n-am auzit niciodată de el, dar era bine informat cu privire la locurile bănoase din sistem. Și tot așa, etc., etc., găsiți ancheta toată pe site-ul Europa Liberă. Ok. Ce să comentez aici? Așa au unii noroc în viață. Unul dintre membrii familiei are o poziție importantă în cadrul sistemului și brusc o mulțime de alți membri ai familiei își descoperă calificări atât de bune încât ajung și ei plasați bine în sistem.
În mod normal, veniturile, gradele de rudenie cu demnitarii actuali sau foști, deci interesele acestor angajați ai ASF, ar trebui să fie publice. Iar Agenția Națională de Integritate ar trebui să verifice că totul e ok. Însă ei și-au anonimizat chiar și numele soților sau al soțiilor și locul în care lucrează pentru a nu se mai putea face vreo conexiune cu alte persoane angajate în funcții publice, notează Europa Liberă. În unele dintre situații sunt anonimizate și banii pe care îi câștigă partenerii de viață. Deci, practic, acești oameni au intrat în sistem, trăiesc din bani publici și nu se poate afla nimic. Ani a refuzat să explice de ce a acceptat asta. Un angajat care a fost însă neatent și a publicat din greșeală declarație de avere a câștigat în 2022 ca șef de serviciu 160.000 de lei net într-un an. Cât despre șefii instituției, adică cei 9 membri ai Consiliului de Administrație, la ei secretizarea n-a ținut. Aici legea este clară și procedurile sunt clare, așa că știm. Președintele ASF, domnul Marcu, a încasat 748.324 de lei anul trecut, adică aproximativ 150.000 de euro, adică 12.500 de euro pe lună, bani în mână, dar pe lângă, asta este salariul de director, pe lângă salariul de director de 43.000 de lei lunar, Marcu primește și un purcoi de bani din postul din Consiliul de Administrație, 20.000 de lei suplimentar pe lună. Deci ești director, dar ești și membru în Consiliul de Administrație, deci ca atare se adună. Prin vicepreședinta ASF, doamna Dascălu, 713.489 de lei pe an. 142.000 de euro. Ceilalți vicepreședinți, aproximativ 650.000 de lei. 130.000 de euro pe an. Alți membri neexecutivi, 4. 360.000 de lei pe an. 6.000 de euro pe lună. Și ne putem face astfel o idee despre cât iau acești sinecuriști, supraveghetori unui domeniu care, până la urmă, domeniul ăsta a provocat pagube de jumătate de miliard de euro pe deceniu, iar statul român are această instituție europeană, nu? O instituție care ar trebui să supravegheze piața și să facă corecturile necesare, astfel încât să nu se producă astfel de situații, falimente, 1, 2, 3, 4, într-un deceniu. Ultimul caz, Euroins, un scandal monstru. Au fost avertismente, a scris presa, oamenii au dormit pe ei și sigur când câștigi 12.500 de euro pe lună, ca să fii șeful unei instituții în care 84% din fonduri se duc pe salarii, atunci, na, ce să faci? Ești foarte ocupat să-ți numeri banii, să te gândești ce mai cumperi și cum mai trăiești de bănuții respectiv și lasă, că piața se reglează singură. La ce? Păi dacă se reglează singură și voi nu faceți nimic, nu mai bine vă desființăm? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.